Am revenit, fane de la Straia, aceea la mine, la căsuța mea, unde m-a dat doamna Marița afară din casă. Uitați, eu și cu prietenul meu, Gică, ne facem focul. S-a prins? Bravo, Gică, la noapte dormim amândoi, Gică. Uitați, aici dorm eu, fane, ce să fac, fraților, asta e viața. Nu mai băgăm lene, Gică, lasă pe alea două. Lasă de pe ele a doua atât. Le pun aici. Da, le pui acolo în lădiță aproape. Uitați, fraților, că suntem aici, la datorie. Așteptăm fier, să vine fierul. Cine are fier să vine la noi cu fier. Eu cu Gică sunt aici la datorie, cu căței, și aici am căței. Am lăsat-o pe Bela acasă, singură, pe Pufi și pe doamna Marița. Am plecat de acasă să nu mai mă ceartă, să zică că sunt trântor. Uitați unde stau acum eu, pe mine mă găsesc așa și pe Fanny. Asta e, ce să fac. Așa, Gică, așa, Gică mă ajută. Directorul meu aici de la firmă. Suntem aici și doi bătrâni, dar ne descurcăm așa cum suntem. Ce să facem și noi? Da, frate, mă. Să vedem ce face și mărcuța de mâncare. Ce pregătește și mărcuța? Ce face de mâncare? Uite, niște varză. Varză, frate, uitați. O varză mâncăm și noi călită. Aici la noi, la centru de fermeci. Uite și Maria mai. Auzi. Cartofiori, băi, frate. Unde ești? A? Ce? Uite, am pune acum. El, să nu-i duci dusoacă, dar nimic acasă. Nimic. Să nu-i duci de acasă, să lasă moare să facă greva. Greva. Și ce-i grevă? Soacră mea face greva. Are pui de casă. Ce pui de casă? Are fasole verde. Are... Am lăsat-o cu datorii. Am plecat numai din cauza ei. Așa zicea? Da. Că ai lăsat-o cu datorii? Am lăsat-o cu datorii, are datorii la varză, are datorii la pui, datorii la murători. Doamna cu piața ne urmărește. De unde ne urmărește? Pe plumb. Da, eu nu mai mă duc acasă, eu aceea rămân doar cu Gica ci. Fă și mie mâncare, fă și mie de toate, stai mă și... Uitați, mă, să și eu o varză. Da? Da, pentru muncitorii noștri. Dar dacă un pic așa de la distanță... Nu, nu am niciun muncitor aici. Nu ai? Nu ai. Ne foame. Doamna Marița se supără? Și ea nu vine cu noi. Lasă-o acolo. Trebuie să luăm un pot ca timp. Uite, nu am vegeta. M-a certat prietenii mei că de ce pun vegeta la tăieței. Păi da, pentru că pui prea mult. Uite, nu am vegeta. Ia uite. Adică vreau să consum mult de vegeta. Uite, nu mai... Da. Îmi trimis pe neagică să ne ia. Ai tu vegeta acasă? Da. Ai vegeta? Da. Ia uite. Și mi-a dus și mie. Da. Din asta, de-a bună? Am, am. Hai, da, și îți dau banii. Îți dau banii pe ea. Mai dai banii, dai și unui mâncare, nu mâncăm aceea împreună. Uite că veni și un. Un mecanicul nostru. Aia, mecanicul de la mașină. Ioane, da. Ce lucrezi la mașină? Da. Foarte bine. Dacă am vegetă. Du-te-a de fuga să facă mâncare, hai. Du-te-a de vegetă, că mă uim de foame. Nu uim de foame, ce e? Mai stă geamă. Hău! Mă duc acum la foc. Aha, mă duc.
Mai lasă roaba și că trebuie la oameni. Lasă că ne trebuie. Hai. La că am grijă de ea, două dracu de roabă, că e a mea. Uita, fraților, ce să mai zic. Vrei să-ți fac? Acum, mă mai fac cum, mai stăiesc afară de ce. Păleam de acolo foc și nu mută aici. Imediat la prind. Nu, da, domnul. Da, băi, fraților. Uite, așa mâncăm noi. Ca țigani. Ca țigani, uitați. Da. Da, mergeți să faci și o cameră. Cum să nu? Dar stai că e scurtă, că făcuiul stilică. Fă mâna lungă. Merge. Mm-hmm. Aveam și dus dator aici. Dar cu fără aia de plată. Lasă, că așa plăcenii. Avem și cei, dar nu plăcenii. Ca să spunem acolo la prietenii mei, eu m-am certat cu îndurările mele și cu doamna Mariță. Să nu dă mie cafea în pahar de plastic. Dar uite, câteodată mai mă păcălesc ele și n-au încotro. Da, mă sunt aceea la munte. Da, la munte. Da, la munte aceea. Mamă, a făcut, m-am făcut tot scurtă. Hai, Gică, hai, Gică, cu Vegeta, hai! Vedeți? Domnul Gică mă ajută pe mine cu Vegeta. Du acolo la Mărcuța să le facă mâncare, să mâncăm. Ce să fac, frate? Stau aici, la căsuța mea. Am și lumină. Dar nu merge televizor. Ce să fac? Asta e. Tocmai acum mi-au tăiat ăștia televizor. Așa vrea doamna Marița să mă vadă singur ca cucu. Uite aici, stau la căldurică. Au, 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 au. Stau aici, la sobița mea. Cred că mâine mi-o aduce și pe Bela și dacă am pe Bela, nu mai întrebe nimic. Da, fraților. Îți mai liniștit aceea. Mai vine și mie câte o marfă, câte ceva. Fierbeți primesc. Aluminiu, cupru, orice aveți, baterii, mașini de spălat, frigidere, tot ce aveți, aduceți aceea la mine, la Remat, la Halânga. Eu sunt aceea, dorm aceea, Gică e aici cu mine tot timpul. Nu mai băga, nu mai băga de mine. Hai, acum lasă așa, băgăm cu un lemn, Gică. Da, da. Cât e unul băgăm, frate, știi? Nu se stânge, arde. Da. Ăla ține de seară. Da, n-ai treabă. Da. Vezi? Da, fie bolă pe bana mea. Da, frate. Ce să facem, frate? Ia zici că ce am făcut? Ai luat pensia? Da, m-am luat-o și s-a dus. S-a dus? Da, că nu mă nimeni. Bani pe card mai ai? Mâncare, ai luat mâncare? A luat, dar nu știu dacă mai am. Uite-te cu alea la cameră să te vadă prietenii mei, salută! Salută prietenii lui Fanny! Hai să trăiești! Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu! Hristos! Da, mă, el e credincios, prietenul meu, Gică. Ne ajute, Dumnezeu! Așa că dacă vede și doamna Marița, canalul de YouTube, să vadă că sunt cu Gică. Eu sunt cu minte, uite. Sunt cu minte, doamna Marița, cu Gică aceea la centrul de fierbeți. M-am mutat, te-am lăsat singur acasă cu Bela. Și cu Pufi. Da. Asta e viața, fraților. Asta e viața, fraților. Ce să faci? Una caldă, una rece, stăm aceea și... Ce să facem? Să facem și noi, barem bani de porci. Da? Nu, Ioane? Așa. Barem bani de porci, ha? Da. Și de vin? Și de vin. Păi și de vin să facem. Da.
Uite-o și lămâia, muncește și lămâia aici, Sulimane, să vezi pe lămâia. Are lămâia datorii la doamna cu pui. Da. E că ai copii. Am. Am copiii mei. Bă, și doamna? S-a dus. Doamne, te ferească Dumnezeu. A plecat la frate, s-o m-a lăsat. Ce să-i fac? Așa, ai dreptate. Frate, s-o ăla mai bogat, mi-l are miliardarul. Auzi că eu sunt un trântor, că stau toată ziua, nu fac nimic. Că nu mai aduc bani acasă, m-a lăsat. Ce să-i fac? Lua că vine ea acasă singur, vine ea și... Dar nu mai o primesc eu, nu mai o iau. De ce? De femeie, bă. Ai văzut când venea acolo, tot mă certa și pe mine și pe tine. Da, văd, Gică. Eu nu cred. Viața mea să ai tu o femeie să... Să ai grijă. Ai bază în femei? N-ai bază. Hă? În femei ai bază? Nu. N-ai. N-a s-o fuț. Oh, nu mai porți brusii. Hai că revenim, frațul meu. Nu? Da, frate, m-am pus să mă odinesc puțin aceea la mine, la el. Eu și cu Gic al meu, avem căldurică, sobița merge. Acum televizorul ăsta, nu știu cum să-l fac să meargă, ce să-i fac la televizorul ăsta, Gic? Avem sobă, stai și tu, Gică? Ce să fac, frate, vedeți, Fani, a plecat de acasă, doamna Marița tot mă certa, trântor, trântor, uite că a plecat și trântorul. Acum să văd ce faci tu, doamna Marița, acasă. Că n-ai porc, n-ai ce trebuie de Crăciun, n-ai vin, n-ai varză la butoi, n-ai nimic. N-ai cățel, n-ai purcel, bai și amar de capul tău, doamna Marița. Așa e. Eu de bine, de rău, mă descurc cu Gică. Mi-aduce Gică Vegeta, mi-a adus pătrunjel, avem bani pe card, îmi intră și mie pensia apoi mâine, să văd ce faci tu, doamna Marița. Acum tu faci foamea acasă, să ai grijă de mama mea, te rog frumos, să-i dai de lui mama de mâncare, să-i dai vin și cafea. Nu mai băga, că nu mai băga, că nu lasă așa. Nu mai băga, că n-am lemn la noapte, că e prea mult foc acum. Lasă-mă, că nu mai dau eu lemne, ce te faci? Lasă, lasă, că n-avem la noapte, că mi-aduc lemne. Bine, treaba mea ta, nu mă vreți, mă-i bag. Nu băgăm acum, lasă mai târziu. Bine, treaba mea ta. Lasă, că i-am luat lui doamna Marița lemne acasă, să stăia acasă acolo. Cu Bela, cu Pufi, cu Mărioara și cu Fănic. Da, eu stau cu copiii mei, ea stă cu copiii ei. Păi da, bine că ai copii. Ai. Fiecare cu copiii ei, nu? Păi da. Ce să facem? Ia zici că tu ce ai mai făcut, pe unde ai mai fost? Om, să crezi de ei, dar nu crezi în el, te duci. Păi, Gică, cine te-a supărat? Da, că știu eu, da. A, eu, supărat. Nici televizorul nu mai merge, fratele. Ce să-i fac și cu televizorul ăsta? L-am luat de la gunoi. Recunosc, eu recunosc. Nu mă dau mare, nu mă dau gongoi, asta e viața. Azi, bata. A? Ia, zici, îți dau eu actul să plătești. Ai tu televizor? Am, da. Plătești. Din urmă, plătești. Ce să-mi dai? Ce vorbesc eu cu tine? Ce n-auzi? Actul. Am acte la mine, am făcut la actele. Care acte? La interesat. A, bă, lasă că plătesc eu luni, că acum e duminică, mâine eu să lucrez. Ia să încercăm să mai sunăm pe ăsta, să vedem. Poate o fi deranjament. Am telefonul la mine. Ăla meu, la mic numărul. Hai că încerc să-l sun eu acum pe ăsta. Uite, asta e mobila mea care mi-a dat-o Marița de la Straia, m-a scos afară cu mobilă cu tot. Mi-a dat și mobila, uite. Da, mi-a dat mobila afară, ne apucăm noi să o facem și o vândem, a? O vândem imediat, o facem amândoi și o vândem, da. Uite, bucătăria mi-a dat. Ia să vedem ce face doamna Marița aici. Mărcuța, mamă, varză! Varză, bagă-i șungă în ea! Pentru muncitori! Varză, varză! Varză, varză! Asta e varză de la țigani? Lasă, mai vorbi de țigani, nu ți-a rușine! Nu ți-a rușine, băgăm și băgăm de-a ta mărcuță varză! Da, nu, acum, lasă-mi, nu-i fiar,
Ia mă. Nu mă, era. Ia mă după vinul ăla, mă, gură. Ia și mănâncă și tu. Următoare, zici că mai am bani de cadă? Da, mai 1.500.000. Da? A, hai. Ha? E? Uite, să vadă doamna Marița că am masa bogată, plină pe masă de toate. Și ea acasă face grevă, foame, să moară de foame acolo, să mănâncă numai varză. Numai varză să mănâncă. Ce, doamnă, că să vezi ce bătaie când ajung acasă, îi dau de ei o căpieș. Îmi face ea mie. Păi bă, cică, îmi face ea mie figuri, bă, să pleacă de la mine. Să mă lasă, să pleacă după frate sau ăla în Germania. Doamne, te ferească Dumnezeu. Să mă ferească Dumnezeu până mă nimerești. Let's be